Eu sunt Andrei, n-o să ne vedeți în cameră, suntem soții de coleg meu Cătălin și vă prezentăm noul Trax Astera X4 cu caroserie de Land Rover Defender. Mulți ne-ați trimis mail-uri, ne-ați trimis mesaje, toți vreți să-l vedeți cât mai explicit, ca să zic așa. Noi am primit primul transport, avem în față aici un demo unit care a fost folosit pentru teste și să-l vizioneze clienții noștri. Așa cum am zis, este noul TRX4, este un model de trial, este primul model de crawling trial pe care cei de la Axial l-au scos pe piață. Considerăm că este un produs destul de reușit. După cum vedeți, este o caroserie scale, am pus aici o pietricică ca să denote că este un model de crawling. Deci, așa cum am zis, o caroserie scale foarte realistă de Land Rover Defender. Am să-l și învârt să-l vedeți cât de cât. Are light bucket-uri, are un front bumper, o bară față din plastic injectat, foarte rezistentă. Are un portbagaj în partea superioară, un mini roll cage, oglinzi și detalii suplimentare în partea din spate. Acum, ok, o să ziceți, bun, arată ca oricare alt crawler, ca oricare alt trail track realist, cum fac toți. Ce este mai important este să vedem cum e dedesubt la caroserie și ce aduce compania Traxxas ca și inovație în acest domeniu. Am să-i dau jos caroseria și pentru asta am să încep să discut cu colegul nostru Kitty, Cătălin, să vă spunem câteva chestiuni tehnice și câteva particularități inovatoare a celor de la Traxxas. Bun, ce este deosebit la acest model? Să-l punem așa să se vadă și în filmare, să vedem dacă stă, dacă nu, e bine oricum. Ce ne poți spune, Kitty, despre modelul de la Traxxas? Ce are mai deosebit? În primul rând, este o platformă nouă, complet nouă pentru cei de la Traxxas. Ca întotdeauna ei ne-au impresionat cu tehnica prin care oferă la noile modele, precum la Summit. Continuăm filmarea, între timp camera s-a mutat spectaculos mai aproape de model să se vadă particularitățile. Cătălin a început să ne povestească despre model. Spune-ne ce este deosebit la acest model. Vedem niște microservouri aici cu niște link-uri foarte flexibile. Ce sunt aceste două servouri? Pentru că pe alte modele de crawling nu le-am mai văzut. Cum am spus, Traxxas este o companie inovatoare, iar pe acest model au produs diferențiale blocabile sau libere. Bun, deci practic putem să blocăm diferențialele sau să cuplăm servourile și vor fi libere. Am deci mașina merge cu diferențiale cu sateliți, da? Da. Clasic, sunt diferențiale deschise ca și la orice mașină de stradă. Și să înțelegem că dacă cumva rămâi împotmolit, poți să blochezi diferențiale să ieși din încurcătură. Acum, eu la crawling personal și la trail n-am văzut niciodată un model care să fie cu diferențiale pe sateliți libere. Acum, nu știu câtă lume le va folosi libere și de ce ai vrea să le folosești libere? Nici eu nu mi-am dat. Singura explicație pe care mi-aș putea o imagina este a faptului că în momentul în care ești într-o situație mai dificilă și ai vrea să iei o curbă mai strânsă, probabil dacă deblochezi diferențialele, vei reuși să întorci mașina mult mai rapid decât dacă ele ar fi blocate. Mă rog, și mă gândesc că dacă ar fi blocate, evident, la o sarcină maximă pe viraj, s-ar putea întâmpla ca la mașinile reale să se rupă mult mai repede, da, diferențialele, planetarele, tot ce ține de asta. Este bun, absolut adevărat. Vom vedea în timp cât de eficiente vor fi sau câtă lume le vor folosi. Bun, ce am văzut interesant pe platforma asta e că vine cu un motor clasic de 21 de ture, dar de data aceasta este cu de dimensiune de 550 size, de asemenea și un regulator HV. Adică asta se traduce prin putere mai mare și regulatorul, am înțeles că merge pe LiPo 3S. Da, merge pe LiPo 3S, este waterproof, la fel cum toate modelele Traxxas sunt waterproof și acesta este waterproof. Bun, adică dar să nu ne lăsăm impresionați de filmulețele în care le vedem, toate că sunt submersate, merg prin apă, prin oceane. Nu, asta este la riscul utilizatorului. Ele sunt protejate împotriva apei, dar nu sunt submarine. Da, ar fi și bine să înțeleagă că modele, dacă dorim să avem un model pentru apă, ne cumpărăm o bărcuță, un submarin, orice altceva. Așa, zi-ne câte ceva detalii tehnice despre șasiu. Ce e mai interesant la acest șasiu? Ce îmi place mie la Traxxas, pentru că la camera,
majoritatea modelelor RTR, adică Ready to Run, gata de acțiune, vin cu multe piese de plastic. Ei, după cum puteți vedea, dedesubt avem link-urile de metal, șasiul este tot de metal, este dintr-un profil C, arată foarte rezistent și foarte robust. La fel, telescoapele, după cum vedeți, corpul lor este de aluminiu, nu este de plastic ca la multe modele întâlnite. Sper că se va dovedi un adversar foarte puternic pentru alți competitori de pe piață existenți și consacrați. Până acum, Axialul, din câte am înțeles, acametraze pe piață, au avut ceva probleme cu fabrica unde produceau componente, deci acum cred că va intra pe piață foarte tare acest model. O să vorbim și despre concurența lui HP Venture foarte pe scurt, pentru că și Venture-ul este un model extraordinar de așteptat și datorită prețului foarte scăzut față de cel al TRX-ului. TRX-ul va fi disponibil pe piață la suma de în jur de 2580 de lei, Venture-ul undeva la 1600. Dar să continuăm discuția despre modelul ăsta în sine, să vedem ce de practic Kitty ca și modelist înrăit, ca și crawlerist înrăit, spune-ne de ce alege modelul ăsta, ce ți-ar plăcea la el. Ok, în primul rând, mai spune-ne și despre punți, după aia spune-ne de ce l-ai alege ăsta în fața competitorilor. Este primul model de pe piață care vine cu punți portale. Ce înseamnă punțile portale? Îți va oferi mult mai mare gardă la sol. Și Venture-ul? Venture-ul va avea și el, cel puțin în prezentare, avea punți portal, dar pe spate. Punți portale nu va avea față, așa că acesta este un avantaj, dar fiecare model prezintă avantaje și dezavantaje. La TRX4 avem o caroserie foarte, foarte bine definită cu accesorii. Este, cred că, prima caroserie care o văd foarte realistă. Și acum, dacă se vede bine la cameră, se vede bine la cameră. Nu suntem profesioniști, suntem modeliști. Pe viitor, dacă ne susțineți, o să facem niște videoclipuri și mai ok, ca să zic așa, calitativ. Pentru caroserie jos, pălăria pentru cei la Traxxas. Are light bucket-uri, doar că nu are LED-uri. Da, cu puțină îndemânare, LED-urile se vor instala foarte ușor, fără nicio problemă. Punțile portale, după cum am spus, cred că vor fi foarte benefice. Rămâne ca utilizatorii să îl achiziționeze și poate să vină okay. Și cu un feedback pentru noi. Am vorbit despre tot ce se poate, am vorbit despre transmisie, doar că n-am vorbit despre, în afară de blocatul de diferențiale, despre transmisia high-low. Are două viteze. Bun, deci are două viteze, low și high. High gear pentru viteză, low gear pentru, mă rog, cățărat și viteze foarte reduse. Și după aceea să vă spunem ce este foarte, foarte, foarte mișto, faptul că are aceste punți portale. Torque twist-ul este eliminat complet, deci mașina va merge și super realist, exact ca și o mașină reală, șasiul nu se va mai, nu știu cum să spun exact, să mă exprim, nu se va îndoi. Nu se va torsiona din cauza cuplului motor. Acum cred că am spus cam tot. Modelele, după cum am spus, sunt disponibile pentru comandă. Vor fi livrate la sfârșitul lunii iunie, deci așteptăm recomenzi din partea voastră. Să sperăm că veți fi și voi la fel de încântați ca și noi și de asemenea așteptăm și HP Venture-ul, care este a doua lansare pe anul acesta foarte interesantă. Credem noi că sunt cele mai bune modele de trial lansate anul acesta, depășind cu mult modele de la Axial sau, mă rog, a celorlalți. Înainte de încheiere, să nu uitați că acest kit nu vine cu încărcător, nici cu baterie, așa că foarte important de știut, modelele Traxxas din 2017 încoace, niciunul în afară de gama pentru începători și anume 1.18 nu mai vin cu acumulatori și încărcătoare. Acestea trebuie cumpărate suplimentar. Vă mulțumim și o să vă mai revenim cu alte review-uri la modelele disponibile.